vin la ședința Consiliului Județean. Prima, conform procedurii care o să ne obișnuim, dacă nu suntem deja obișnuiți, începem cu intonarea imnului național. Stimați colegi, prima ședință a Consiliului Județean, cum spuneam, avem quorum asigurat, sunt 29 de colegi prezenți în sală și 2 care sunt în izolare, dar conform legii e considerat a fi un quorum în totalitate asigurat prin efortul dumneavoastră, vă mulțumesc. Este prima ședință care trebuie obligatoriu să cuprindă 2 proiecte de hotărâri care vor avea mare influență în activitatea noastră ulterioară. Și o să vă supun discuțiilor și aprobării proiectului ordin de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Giurgiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate, precum și numărul membrilor fiecărei comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate. Și dacă sunteți de acord, aș dori să mai suplimentez această ordine de zi cu încă un proiect de hotărâre pe care suntem obligați să-l folosim ca și modalitate de comunicare și de aprobare a proiectului de hotărâre, pentru că este obligatoriu în aceste condiții să aprobăm aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și a ședințelor Consiliului Județean în perioada de stare de urgență sau stare de alertă. Evident, nu știe nimeni cât va dura această stare de alertă, lucrurile nu merg tocmai bine, dar să sperăm că vom avea ocazia să ne și întâlnim în plen și să discutăm față în față, poate cu mai multă inspirație, despre proiecte viitoare ale acestui județ atât de important pentru noi toți. Dacă sunt discuții. Spun aprobării ordinea de zi atunci. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate, da? Bun. Atunci trecem la primul punct. Alegerea vicepreședinților. Avem aici un preambul foarte consistent și pe care îl cunoaște sau poate nu îl considerați foarte relevant. Avem din partea Partidului Național Liberal 2 propuneri pentru funcția de vicepreședinte. Pentru eficiență fac eu propunerile respective, Elisabeta Mihalcea și Cristiana Anculescu. Dacă mai sunt alte propuneri, vă rog. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, vă rog. Din partea grupului președintelor Partidului Social Democrat, propunerea noastră, sper că un câștig pentru Consiliu, ar fi domnul, este de fapt domnul Corozemicea. Așa să fie cum spuneți dumneavoastră. Acestea fiind zise atunci, trebuie să completăm buletinele de vot, după care, cu maximă eficiență, o să parcurgem procedura de vot. Între timp trebuie să alegem da. Comisia de avem de aprobat o comisie de numărare a voturilor. 3 sau 5 persoane. 3, că sunt puține. Domnul Gavrilă, domnul Alecu, vreți să faceți parte? Propuneți dumneavoastră pe cineva?
consilierilor județeni PSD, propune la comisia de numărare a votului. Pe domnul Lazar și pe doamna... Nu, o singură persoană. O singură, să număr impar. Mai e și o comisie de validare? Nu, nu e cazul. Nu, e comisie de numărare. Da? O singură persoană. Bine. Mulțumesc mult. Așteptăm atunci să fie completate buletinele de vot și parcurgem repede procesul de votare. Avem cabina instalată aici, am să fie mai în față ca să avem o circulație mai puțin intensă. Spuneam că nu suntem în cea mai fericită situație, avem câțiva colegi din executiv care sunt infectați, câțiva care sunt în izolare sau chiar autoizolare. Am intenționat să achiziționăm, două aparate pentru filtrarea aerului în sală. Din păcate, procedura de achiziție, care rămâne valabilă și în caz de alertă, nu ne-a permis să avem aparatele până la data ședinței, dar o să le avem, sper, la următoarea, indiferent când va fi programată. Nu e tocmai conform prevederilor această întâlnire, dar conform legii trebuia să ne întâlnim față în față pentru parcurgerea acestor proiecte importante pentru bunul mers al lucrurilor. Dacă doriți să dezvoltăm ceva legat de procesul de vetare de activitate, de propunerile de astăzi, propunerile ordinii de zi, de subiecte legate de întâlnirea de astăzi sau de propuneri de colaborare pentru viitor, dacă sunt condiții sau recomandări pe care vreți să ni le facem reciproc pentru ca în perioada următoare, hai să zicem după alegerile parlamentare, până atunci categoric suntem într-o competiție, dar o sper foarte mult ca după alegerile parlamentare să înțelegem că nu suntem nici pe departe, nici cu intenții diferite, cu atât mai puțin contradictorii, nici măcar cu manifestări de asemenea natură și că vrem și putem chiar să facem foarte multe pentru județul Giurgiu. Poate sunteți de acord cu mine, atât de mulți bani cât vor fi disponibili, inclusiv pentru județul Giurgiu în perioada următoare, n-au mai fost. Suntem în fața unei provocări, dar și în fața unei foarte mari responsabilități. Deja este disponibil Planul Național de Reziliență și Reconstrucție, cei 30 de miliarde de euro alocați de Uniunea Europeană pentru combaterea efectelor pandemiei. Sunt deja în alte județe, din păcate, liste de priorități. Unii au și studii de fezabilitate. Noi suntem într-o fază aproape de incipient. Poate vom recupera. O să am nevoie, vă rog să mă credeți, de fiecare dintre dumneavoastră. Am gândit, o să vedeți la punctul următor, o altă structură a comisiilor, mai multe, pentru că vreau să acoperim mult mai multe domenii care sunt finanțate, dar și un număr mai mic a componenței, pentru că conjunctural sunt doar 5, dacă veți aproba această propunere, cât în cap într-o mașină, nu întâmplător, cred că putem rezolva mult mai multe lucruri, părăsind acest cadru foarte onorabil și mergând în teritoriu acolo unde practic putem să vedem la fața locului și nevoi și propuneri care vor fi avansate, dar să și îmbunătățim prin efort personal și de echipă toate proiectele pe care le gândim în viitor. Va fi interesant și motivant și, repet, e o responsabilitate de care eu, cunoscând pe cei mai mulți dintre cei de la masă, sunt convins că ne vom descurca mai mult decât onorabil. Astăzi poate fiecare avem așteptări, altele decât ale unanimității de la această masă, dar încet, încet trebuie să înțelegem că putem avea un rol din orice poziție și că, sub nicio formă, începând cu mine, nu și arogă cineva și nu o să aibă nici pretenția, nici parte de un tratament preferențial. Ordinal, copii. Da. Eu dau buletinele? Eu le dau. Hai să începem să parcurgem repede acest moment. Explicațiile cum votează? Se votează cu X. Deci aveți numele care au fost propuse, da, pe buletinul de vot și aveți pentru sau împotrivă. Da? Și puneți un X la pentru sau la împotrivă. E clar, da? Hai să începem, vă rog frumos. Domnul Alecu Constantin, se pregătește domnul Anculescu. Vă rog comisia de numărare să mergeți acolo ca să
puneam, haideți să punem asta în partea cealaltă la comisie, aici. Împăduriți și puneți în urmă. Așa. Domnul Anculescu, se pregătește doamna Cristina Bălan. Vreau să fac și eu o propunere, dacă fiecare să ne luăm buletinul de vot, cred că este mai igienic așa și la fel propun și pentru comisia de numărare să poate mănuși în momentul în care vor scoate buletinul de vot. Ok, atunci vă luați dumneavoastră, da? Doar din punct de vedere igienic. Nu e nicio problemă, v-am rugat să aveți opinii, propuneri și orice intervenții care ajută la parcurgerea procesului electoral fără nemulțumiri. A intrat doamna Bălan? A intrat doamna Bălan. Păi da, da, lasă. Domnul Cătălin Virgil Corbea? Se pregătește domnul Corozel. Da, 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 avem produse dezinfectante. Domnul Corozel? Se pregătește domnul Crăciun Flori Orlando. Se pregătește domnul Dan Cristescu. Să înțeleg că apa noastră nu prea e interesantă. Să schimbăm doar furnizorul sau să schimbăm conținutul sticlelor? Evident, rămânem în spațiul băuturilor non-alcoolice până la ultima ședință a Consiliului Județean, peste 3 ani jumate. Doamna Danciu, vă rog. Domnul Radu Deliu, se pregătește domnul Enache Ionuț Cristian. Domnul Enache Nicolae. Pregătește domnul Dumitru Gavrilă. Se pregătește domnul Mihai Cătălin Georgescu. Pregătește domnul Andrei Ștefan Giga. Da. Se pregătește domnul Mihăiță Napoleon Grigore.
se pregătește domnul Cătălin Ionuț Ionescu. Se pregătește doamna Marga Diana Ionescu. Se pregătește domnul Cosmin Daniel Lazar. Domnul Silviu Lungu votează online, da? Doamna Alina Meclea. Elisabeta Mihalcea. Domnul Tiberiu Genunan. Domnul Iulian Negoiță. O secundă. Domnul Alexandru Popescu votează online. Domnul Gabriel Ionuț Preda. Domnul Mihai Cristian Răgălie. Domnul Cosmin Nicolae Simion. Doamna Crina Alexandra Stoianovici. O secundă. Domnul Mihai Bogdan Tudor. Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Emil Gabriel Bucă.
toată simpatia. N-am ce să aleg ăsta mai rău. Ah, sunt două. Acestea fiind spuse, așteptăm, spun colegii, să se exprime votul celor doi colegi care votează online și putem să considerăm încheiată procedura de vot. Vă rog. Cer scuze pentru intervenire. Vă rog. O să vă rog să-mi spuneți și mie cum putem ține cont de votul celor două persoane care nu sunt prezente fizic astăzi aici și cum îl considerați dumneavoastră că acel vot este confidențial. Cum se asigură confidențialitatea acelor voturi? Am convenit cu secretarul județului și cu aparatul de aici pe o procedură care implică legătura doar între o persoană de la cabinet și respectiv persoana care votează. Pe o... Dar în acest fel nu se va asigura confidențialitatea atât timp cât o persoană, chiar și una singură, din cabinet sau chiar un consilier județean, ar intra în posesia votului. Domnul și-a Prozea. Stabilit de comun acord cu cine? Singur? E o situație. Cu cineva din aparat. Cineva din... Nu trebuia să votăm și noi, nu trebuia să stabilim cu toții. Nu cred. Nu cred că asta e procedura. Pentru că nu cred, din punctul meu de vedere, nu avem procedura în momentul de față. Și iarăși subliniez, nu avem cum să asigurăm confidențialitatea unui vot decât a celor care sunt prezenți fizic, care votează, împăturesc un buletin de vot și îl bagă din produs în urnă. Doar atât. Este o situație specială, tratată este, special. Propunerea și modalitatea de vot a fost recomandată de secretarul județului, nu de mine sau de altcineva din consiliu. Deci, doamnei secretar, să ne explice cum se asigură confidențialitatea buletinului deci, de vot și votului. Deci, este vorba despre un mail pe care nu-l vede decât cel care îl dă și cel care îl primește. Asta și ideea, nu trebuie să-l vadă nimeni și nu atât, trebuie să știe de unde vede vine. Nimeni. Exact. Dar nu trebuie să știe nimeni de unde vine. Aici este... N-aveam cum să nu știm de unde vine, pentru că sunt cei doi și o altă posibilitate n-aveam. Gândiți-vă că este o situație specială, dumnealor sunt izolați la domiciliu și au exprimat această dorință de a vota, iar noi nu puteam să le îngrădim acest drept. Pentru că nu este nici absență nemotivată, nici absență nemotivată, nici de niciun fel. Ci pur și simplu sunt izolați la domiciliu, dumnealor nu au voie. Iar noi nu puteam să le îngrădim acest drept. Și atunci, este un mail special pe care nu-l vede nimeni din sistem, decât la cancelarie. Atât. Ori, faptul că-l vede un funcționar public nu afectează cu nimic procesul de vot, pentru că noi nu suntem niciunul dintre noi, nu aparținem vreunui partid politic, așa fel încât să putem modifica sau ceva. Oricum, nu avem ce să modificăm, pentru că rămâne pe mail și se vede. Deci până la momentul în care se va trimite un mail și tot ce a spus dumneavoastră până la acest moment, am dat dreptate mai puțin faptul că acel vot va fi confidențial. Nu există, el nu este confidențial atât timp cât o persoană... Domnul vice, gândiți-vă că pe viitor vom face toate ședințele online. Vom mai avea voturi secrete. Și vom aproba o procedură și probabil vom avea un program pe care în momentul de față noi nu-l avem și nu am aprobat. Nicio procedură. Da, deci nu avem nici procedura aprobată, nu avem nici program. Trebuie un soft special făcut pentru așa ceva. Noi n-am reușit să luăm un aparat de purificat aer aici, intervenul pe care l-am luat la dispoziție și să fie amânat sine vie procedura asta. Și într-adevăr, nu e regulă să îngrădim dreptul cuiva, dar nu vota clar, dar nu se asigură confidențialitatea. Până la urmă aici se reduce discuția. Considerați că e mai important secretul votului sau dreptul de vot? Rămâne la latitudinea fiecăruia să procedeze în consecință și în privința votului final și a comentariilor, a atitudinii și a măsurilor pe care le considerați necesare în continuare. Dar de ce considerați dumneavoastră că este viciat secretul votului? Evident că importante sunt amândouă, și dreptul de vot și secretul votului.
Însă, atâta vreme cât o procedură care consfințește exercitarea unui drept nu este legală, poate atrage nulitatea exercitării acelui drept. Poate. Deci putem avea surpriza ca cineva să atace procedura de vot în fața unei instanțe de contencios pentru că nu a fost respectat secretul votului. Ce ar fi total surprinzător date fiind condițiile. Și atunci ar fi situația probabil, posibil, ca și scenariu, nu știu că așa va fi, să fim să reluăm procedura de vot. Dacă se va întâmpla așa, rămâne de văzut și rămâne să găsim soluții la momentul potrivit. Insist pe o atitudine constructivă, dar și, am spus asta, dar și pe una optimistă în ceea ce privește buna noastră colaborare. De mine ideea de a nu fi ceva constructiv. Însă, nu, asta am spus la început, acum hai să stăm pe optimist. Profesia pe care o am, sunt obișnuit să pun carul înaintea voilor, ca să zic așa, și să mă asigur că ceea ce fac respectă legea. Corect. V-am ascultat cu mare, mare atenție, tocmai pentru că sunteți în domeniu. Dar, repet, contez și pe dramul ăsta de optimist că lucrurile cu ajutorul nostru, cu înțelegerea și bunăvoința noastră, vor merge în direcția favorabilă a unei activități în Consiliu care să mizeze foarte mult pe realizări și pe reușite comune. De acord cu dumneavoastră, domnule președinte, dar în aceeași măsură vă rog să aveți în vedere și împrejurarea că putem crea astăzi un precedent. România este într-o situație plină de precedente în fiecare zi. Unele dintre ele chiar dureroase. Putem să începem în moratoria, domnul președinte? Da, vă rog, dacă s-a terminat votul, sub toate formele contestate sau necontestate. Vă rog. Este un buletin completat cu X în format electronic, adică e un X predefinit. Sunt cei care au votat pe mail. Dacă nici tineri în țara asta nu-și pun întrebări, de câte ori consideră că au ceva de lămurit, mai cine, domnul Părăzăr? Ați fi de acord la comisii, dat fiindcă durează totuși să votăm, dat fiindcă ați fost înțelegători și ați propus o procedură cât se poate de rapidă, să votăm în bloc toate comisiile pentru fiecare dintre, da? După ce parcurgem etapa de propuneri, altfel stăm două reci.
doamna secretar. Din câte știu, persoanele care sunt în izolare vor primi concediu medical, cum am primit și eu. Da. Da, da. Și cum pot ele vota astăzi, dacă sunt pe concediu medical? Și-au exprimat dorința de a vota online exact așa cum au depus și jurământul. Și cum ați depus și dumneavoastră jurământul, deși erați în concediu medical. Jurământul este același lucru. Nu este fix. Ba da, este diferența. Ședință de consiliu și aia și asta. Doamna secretar, este tot. Nu, celălalt a fost ceremonie de depunerea jurământului, asta este ședință de consiliu. Într-adevăr, este prima ședință de consiliu. Și aceea tot o ședință. Dar este o diferență mare. Așa vedeți dumneavoastră. Nu știu acum. Tot o ședință de consiliu este și una și cealaltă. Vă rog, pe rând. Nu. Da, colegii mei. Da, ia spune. Punerea jurământului nu era o formulă secretă. Atunci... Da, nu asta a invocat dânsul. Ne întoarcem la subiectul anterior, spuneți. Nu asta a invocat domnul Corozea. Vă întreb dacă sunteți convins 100% că facem lucrurile legal. Așa, în formula în care le facem și în modul în care le facem astăzi. Asta vă întreb. Și vreau să ne confirme și doamna secretar. Da, și doamna secretar. Este legal? Da, este absolut legal. Procedura aceasta, așa cum o ținem, este legală? Da, este absolut. În condițiile stării de alertă, chiar nu știu dacă putem să mergem pe o asemenea abordare. În condițiile stării de alertă ne permit să primim un concediu medical în momentul în care suntem în izolare sau în carantină. Da. Dar noi nu suntem angajatorul consilierilor județeni și dumnealor nu au concediu medical față de noi. Concediu medical au față de instituția acolo unde sunt dumnealor angajați. Deci la prima temă accept că pot fi mai multe opinii. Aici mi-e greu să cuprind abordarea dumneavoastră, dar o respect. Rămân la ceea ce a spus și dumneavoastră. Într-adevăr, vrem să facem lucrurile constructive și absolut orice decizie ție în cadrul acestui Consiliu și în cadrul ședințelor de Consiliu Județean, vrem să fim într-adevăr în beneficiul locuitorilor județului Gorj. Gândim constructiv, dar vrem să fim transparenți și, în ultimul rând, corecți. O să țin cont de această preocupare. Vă dau eu un motiv de meditație și poate un exemplu care putem să, de la care putem să contribuim și noi cu o soluție. În lista de achiziții de la spital, pe proiectul câștigat pe fonduri europene, figurează niște concentratoare de oxigen, de care spitalul are imperios nevoie și încă foarte repede. Le-am spus colegilor din executiv că sunt dispus să semnez eu un raport, o justificare, cum vreți să-i spunem, prin care să apeleze la prevederea din legea achizițiilor publice care permite contracte, achiziții de urgență, în situații de urgență, cum întâlnim în fiecare zi. Au zis colegii că ar fi în regulă, dar au întrebat la Ministerul Sănătății de unde ni s-a spus foarte apăsat că în această situație, dat fiind bani europeni, în proporție de 99,99%, banii vor fi imputați președintelui pentru că n-a respectat ad literam o procedură stabilită și care ține cont de orice altceva decât de faptul că tot Mapamondul și inclusiv România întâlnește o situație n-a mai fost și care trebuie tratată cu foarte mare atenție și flexibilitate. Deci de aici plecând, sunt multe situații în care putem avea opinii contradictorii, asta e mai mult decât clar, și pregătirea necesară să emitem fel de fel de opinii, dar concluzia și modul, calea de urmat, va trebui să o gândim în funcție de acest context general, nu particular. Am vorbit cu colegii care fac legătura cu guvernul și a rămas că o să fac chiar o interpelare, o adresă, o informare, cum vreți să spuneți, Ministrului Sănătății, pentru că e anormal. Sunt oameni care suferă teribil din lipsa acestor aparate și noi stăm să ținem cont de o prevedere legală care poate până la urmă să conducă la pierdere de vieți omenești. Asta este situația existentă astăzi, repet, în toată lumea. Va trebui să ne adaptăm, inclusiv noi. Dar contez pe calitățile dumneavoastră, ale tuturor.
scuzați, avem un soft mai lent la redactarea procesului verbal. Plecat? Nu, nu. Întorc. Da, da, da. Vă rog. Astăzi, 29 octombrie 2020, Comisia de Numărare, aleasă de Consiliul Județean Giurgiu, a procedat la numărarea voturilor exprimate în vederea alegerii vicepreședinților Consiliului Județean Giurgiu, după cum urmează. Mihalcea Elisabeta, Partidul Național Liberal. În urma numărării voturilor a rezultat următoarele. Voturi pentru 20, voturi împotrivă 11, voturi anulate 0. Anculescu Silviu Cristian, Partidul Național Liberal. În urma numărării voturilor a rezultat următoarele. Voturi pentru 23, voturi împotrivă 8, voturi anulate 0. Corozel Lucian, Partidul Social Democrat. În urma numărării voturilor a rezultat următoarele. Voturi pentru 12, voturi împotrivă 19, voturi anulate 0. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Da, mulțumesc. Atunci dau citire proiectul de hotărâre, da? Da, da, da. Consiliul Județean în temeiul unui număr de articole, texte de lege, hotărăște. Se aleg în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu următorii consilieri județeni. Mihalcea Elisabeta, Anculescu Silviu Cristian. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Vă rog să numărați voturile împotrivă. Mâna mai sus. Mâna mai sus, vă rog frumos. E un gest asumat. Da, și motivarea e aceeași, nu e nimic personal, doamne. Nu, 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 nu se pune problema. Strict ne raportăm la ceea ce am discutat mai devreme. Câte? 9. Bine. Abțineți, vă rog. Bine, mulțumesc. Trecem la următorul proiect pe care l-am anunțat deja. Aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate. Spuneam că tot la fel, fără nicio pretenție de a considera că vrem neapărat să părem mai capabili, mai cuprinzători, dar în contextul faptului că acest plan național cuprinde 3 categorii de investiții, dar cel puțin 10 domenii distincte, am dorit să acoperim o plajă mai largă, să implicăm și oameni care au specializări distincte, dar în economia județului Giurgiu pot fi foarte, foarte utili. Așadar, am redus numărul de persoane la 5 și am mărit numărul comisiilor la 6 pe următoarea structură. Comisia Buget, Finanțe, Economie, Fonduri Europene și Mediul de Afaceri, neapărat. Comisia Investiții, Patrimoniu Urbanism și Infrastructură. Comisia de Mediu, Ape, Păduri și Agricultură. Comisia de Sănătate și Protecție Socială. Comisia Educație, Sport, Cultură, Tineret, Comisia Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență. Dacă sunt comentarii. Mulțumesc. Supun aprobării proiectul. Vă rog, cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe atunci la componență, cu bunăvoința de apreciat a tuturor membrilor Consiliului Județean. Avem următoarea componență. Comisia de Buget Finanțe, Mihalcea Elisabeta, Corozel Lucian, Enache Nicolae, Nanti Beriu Genu și Lazar Daniel Cosmin. Comisia de Investiții, Patrimoniu Urbanism, Popescu Alexandru George, Preda Ionuț Gabriel, Ionescu Cătălin Ionuț, Tudor Mihai Bogdan și Simion Cosmin Nicolae. Comisia de Mediu, Gabriela Dumitru, Corbea Cătălin, Grigore Mihăiță Napoleon, Dan Ciudana și Crăciun Flori Orlando. Comisia de Sănătate și Protecție Socială, Deliu Radu Silviu, Gica Andrei Ștefan, Alecu Constantin, Ionescu Diana Marga, Cristescu Dan.
Comisia de Educație, Sport, Cultură, Alina Meclea, Negoiță Iuliane, Nache Ionuț Cristian, Bălan Cristina și Răgălie Cristian Mihai și, în ultimul rând, Comisia Juridică, Anculescu Silviu, Georgescu Mihai Cătălin, Lungu Silviu, Vucă Emil și Stoianovici Crina Alexandru. Astea-s propunerile, evident. Asta, acesta este proiectul de hotărâri. Dacă sunt, da. Vă rog. Aș vrea să fac o rectificare între Comisia 2 și 3. Da. Astfel, la Comisia Investiții, Patrimoniu și Urbanism, în locul domnului Simion, trecem pe domnul Crăciun Orlando. Iar la treia comisie, cea de mediu, adăpături și agricultură, în locul domnului Crăciun, o să trecem pe domnul Simion. Da, vă rog să consemnați rocada între cei doi colegi. Da. Vot secret. Da. Vot secret? Da. Așa e, da. Vot secret. Da. Astea sunt prevederile. Ca să zic că nu rămân dator, am o preocupare foarte apăsată, că n-am apucat să verific. Probabil va trebui modificat regulamentul de funcționare al Consiliului. Aceste comisii să funcționeze pe scenariul ședințelor de Consiliu Local, cu președinții aleși pe perioadă determinată. Și vă rog să vă gândiți dacă după 1 ianuarie, că până la alegeri nu putem discuta decât în contradictoriu, evident, dacă după alegeri, după 1 ianuarie, n-ar fi mai avantajos decât dezavantajos să avem perioade de 2-3 luni, cât considerați, pentru fiecare președinte, astfel încât până la sfârșitul mandatului să avem cumva o rotație completă și fiecare să aibă posibilitatea să și influențeze mai mult decât o poate face ca simplu membru al comisiei, bunul mers al lucrurilor. Repet, am mare nevoie de o colaborare participativă din partea dumneavoastră, nu sunt doar cuvinte. O să avem ocazia să discutăm. Sunt foarte, foarte multe oportunități și vă spun toată sinceritatea, recunosc că eu singur și nici măcar împreună cu vicepreședinții nu vom putea gestiona cel puțin ca timp alocat toate domeniile și toate proiectele pe care le putem gândi împreună. O să ne încurce un pic cofinanțările. Sunt proiecte încă, programe încă la care se lucrează în sistem de contare și va trebui să avem destui bani pentru a asigura această modalitate. Plus că 2% nu e un procent mare, dar sunt și programe unde cofinanțările sunt mult mai mari. Proiectul de la muzeu pe care l-ați parcurs și l-ați câștigat dumneavoastră are 20%, dar trebuie susținută și cultura, evident, și tot de noi depinde să facem și eforturi, poate și economii de la alte capitole de cheltuieli ca să asigurăm aceste sume necesare. Vom vedea. Vă rog. Nu mă așteptam să iau astăzi cuvântul, dar... Vă încurajăm. Nu e problemă. Salut inițiativa dumneavoastră și sunt de părere că ar trebui chiar și v-aș sugera să începem să ne aruncăm privirea pe acel regulament și vă asigur că până în alegeri nu o să gândim în mod total contradictor. V-am asigurat că o să mulțumesc. Aveți parte de toată colaborarea noastră și vă spun că va fi și înainte și după alegeri. Mulțumesc, mulțumesc. Deci dacă vreți, ne aruncăm o privire și împreună sau venim cu propunerile la comisie fiecare și o să modificăm regulamentul în așa fel încât să ne asigurăm că totul va decurge mai bine. Ar fi un început promițător. Este. Nu am vrut să fac o diferență, că ar fi unii dintre noi poate mai aplecați spre contradicție și alții, eu știu, poate mai generoși. O situație pe care trebuie să o luăm ca atare. Păi mine nu mă deranjează un singur lucru, dacă tot am ajuns la momentul de senior. Mă deranjează persoanele, noroc că sunt foarte puține, care consideră că prin atacuri la persoane pot câștiga puncte electorale. Mi-e imposibil să înțeleg atitudinea asta. Dar mă rog, poate sunt eu retrograd. În rest, accept orice, trebuie să înțelegem, e campanie electorală și avem poate și strategii bine gândite și puse în aplicare, poate și idei venite în mod reflex, care trebuie respectate pentru că atâta vreme cât nu jignesc pe altcineva, pot să fie considerate tot la fel, în spirit constructiv. Trecem peste toate.
Nu cred că aș avea prea multe șanse să propun un regulament, domnul Corozel, să se intre în ședințe fără telefoane. Ce ne-a face fără sursa asta la îndemână de informare? Și de comunicare. Și de comunicare, da. Da, vă rog. De ce să-l închid? Că nu e secret. Deci avem așa, la Comisia de Buget, Mihalcea, Enache, Nand, da. Corozel, da. Corozel și Lazar. Da. La Comisia Investiții Popescu, Preda, Ionescu, Cătălin Ionuț, Tudor, da? Da. Și Crăciun. Crăciun. Ca domnul Crăciun. Da, da, Crăciun, da? Da. Trei. Gabrielă, Corbea, Grigore, Mihăiță, Dan Ciudana. Păi, nu. Simion. Nu, că stați că mă uit, m-am uitat. Nu, că l-am mutat pe Alecu. L-am mutat pe Alecu. Așa e. Așa e. E bine? Nu, l-am mutat pe Alecu. L-am mutat pe Alecu de la tine. Nu. Nu că n-aveam... Haideți, suntem la trei, vă rog. Suntem la protecție socială. Gavrilă Dumitru, Corbea, da? Grigore, da? Danciu, da? Și Simion. Da. Da. E bine. Patru. Deliu, da? Gica, aici Alecu. Aici l-am pus pe Alecu, că n-aveam... Da? N-aveam. Ionescu. Și Dan Cristescu. Da? Da. 5. Meclea, Negoiță, Enache, Ionuț, Bălan, Cristina, Răgălie, da. Anculescu, Silviu, 6. Da. Anculescu, Georgescu, Mihai, da. Lungu, Silviu, da. Da? Bucă, Emil și Stoianovici. Da? Da. Asta trebuie să voteze pe toți. Da. Ok. Da. Da. Le dai și-mi pasta să le citesc? Da. Și acum faceți buletine de vot? Da, le faci. Cât asta nu întâlzi. Dacă n-aveam modificări, era deja făcută, dar s-a făcut modificări și n-am din cauza asta. Care? Una singură? Nu, el avea altceva cele de și le-am făcut. El, știi și el. Nu, că am avut și noi o modificare. Da, nu știu și e.
Da, haideți să începem, da. Haideți să începem, vă rog, că avem o parte dintre ele. Da, să începem, vă rog, procesul de vot. Hai, domnul Alecu Constantin. Dați repede cu X pe toată coloana pentru și să sperăm că ne încadrăm într-un timp rezonant. Da, da, pentru că toată, cu toată coloana și pe prima și pe a doua pagină. Domnul Anculescu, doamna Bălan, să începe și în ordine alfabetică invers, ca să nu mă simt discriminat. Și discriminarea asta e o problemă. Da. Trebuie să o tratăm, uite ea. Zona depinde care capăta listei. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Asta începe și de la jumătate. Altă dată. Oricum ești la jumătate. Cine e? Domnul Culescu? Am intrat în cabinat de vot al tău. Și l-au luat. Trebuia anunțat tot să voteze și cu și la PSD, că pe urmă lumea de la cap dacă nu votează și cum? Toată comisia. Păi toată. Păi, că ei nu au înțeles. Ba da, ba da. Ba da, nu se votează integral toată, cum? Toată comisia, toată. Au înțeles cum să. Da, da, da. Da. Corbea, Cătălin. Da, nu avem ce face. Pardon. Deci, vedeți pentru tot să se spune jos, da? Așteptam până și noi pe asta. Da. Dumneavoastră, imi... Vă rămâne noastră să votezi noastră. A, votezi pe el? Da, da, da. Bine. Vor să-i punem ștampile atât. Da, da, da.
celelalte, că nu tot obțineau majoritate. Da, deci nu s-a liceat. Da, totul. Chestia de procedură. Voi să nu te uiți ce am votat. Acum, cu oficerele comisiilor, ai zis că trebuie să te voteze acum președinte, secretar la fiecare comisie? Să rămână ei după aceea să-și aleagă. Fiecare în interiorul comisiei lui și anume președinte. Dar asta înainte să votăm următorul proiect? Nu, după ce se termină ședința. A, după ce se termină ședința. Bine, mai bine. După ce se termină ședința, rămân și fiecare ședință al lui. E problema dumnealor.
Păi unde a rămas? Că am văzut să mai mai târșă. Adică trebuie să mai aprobăm și eu la cu... Nu se fumează în instituție. Am zis, putem ieși. Împreună? Eu am început să fumez. Am început să fumez, recunosc. Da, doamne, puteți. Da. Avem camere sau o să montăm? Nu mai știu care sunt, adică să știm, avem probleme. De fumat, de fumat. Sus pe terasă. Păi eu să-mi lasă, e gâ. Lazar, Daniel Cosmin a fost? Aici. Da, a fost Dana și acum... Aici. Nu cred. Doamna Mistral, cea dumneavoastră urmați. Pregătește domnul Nan. Domnul Negoiță urmează.
pregătește domnul Preda. Domnul Simion urmează. Doamna Stoianovici. La sfârșit vă duc, da? A, la fiecare, da. Toată secundă. Și lanset. Da. Și la domnul Tudor. Și primul data viitoare, domnul Vucă. Nu, 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 nu
Nu e problemă cu un pic cam eu aici. Trebuie să reluăm votul că dă cu zecimale la... Nu mi-e place aia cu siguranța, mă trebuie cu aia. Cum să fac comisia de siguranță? Nu știu. E subliminal. Pasiv, marcea. Nu știu. Poate nu știu. Mai degrabă și dacă nu. Așa, pasanță. Da, ce zi, da. Nu, 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 n
este și Boru și Mihai. Nu? Da, e Sabi. Sabi. Dacă sunteți de acord să continuăm? Vă rog, domnul Gavrilo. Astăzi, 29 octombrie 2020, Comisia de Numărare aleasă de Consiliul Județean Giurgiu a procedat la numărarea voturilor exprimate în vederea alegerii membrilor comisiilor de specialitate după cum urmează. Comisia Buget Finanțe, Economie, Fonduri Europene și Mediul de Afaceri. Mihalcea Elisabeta, 31 de voturi, Enaite, 31, Nanti Beriu, 31, Corozel, 30, Lasă Părin, Cosmin Daniel, 30, ce să nu am înțeles. Comisia pentru Investiții, Patrimoniul Urbanism și Infrastructură. Popescu Alexandru, 31, Tudor Mihai, 31, Ionescu Cătălin, 31, Preda Ionus, 30, Crăciun Ploi Orlando, 30. Comisia de Mediu, Ape, Păduri și Agricultură. Gavrilă Dumitru, 31, Corbea Cătălin, 31, Danciu Dan Andreea, 31, Grigore Mihăiță, 30, Simion Cosmin, 30, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială, Deliu Radu Silviu, 31, Gica Andrei Ștefan, 31, Alecu Constantin, 31, Ionescu Diana, 30, Cristescu Dan, 30, Comisia pentru Educație, Sport, Cultură, Tineret și Sport, Meclea Alina, 31, Negoiță Iulian, 31, Ianache Onus Cristian, 31, Bălan Cristina, 30, Răgărie Cristian, 30, da. Și Comisia Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență, Anculescu Silviu Cristian, 31, Georgescu Mihai Cătălin, 31, Lungu Silviu, 31, Vucă Emil Gabriel, 30, Steanu Vișprina, 30. Da, mulțumesc. Acum nu vreau să torc gaz pe foc. Eu, la toată masa asta, doar pe domnul Vucă l-am simțit ușor nemulțumit. Eu sunt foarte nemulțumit. Când ați spus că vom coopera, vom forma o echipă constructivă. Nu înțeles. Domnul președinte, doamnă, s-a votat secret. Nu sunt nemulțumit, sunt total mulțumit, pentru că dacă ar fi fost unanimitate, nu mai există democrație. Așa e, da. Da. Dar măcar să spui cine este aici, cine este aici, cine este aici. Îmi recomandă, doamna secretară, să nu mai citesc încă o dată. Vă supun spre aprobare componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Giurgiu, așa cum au fost prezentate de președintele Comisiei de Numărare, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. E obligatoriu, dat fiind procedura și cele ce vor urma să rămâneți după ce se încheie ședința pentru alegerea președintelui și secretarului fiecare dintre comisii. Acum trecem la ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de Consiliu Județean în perioada de stare de urgență sau stare de alertă. În comentarii? E o procedură deja aplicată de ceva timp, sper să nu mai dureze foarte mult. Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La diverse, rămâne să le dezvoltăm de fiecare dată când avem ocazia. Mulțumim, încheiem ședința. Și acum, dacă doriți să facem repede niște nominalizări pentru momentul acesta inițial al colaborării, rămâne valabilă promisiunea, propunerea. Promisiune, ca să fac o promisiune, trebuie să cer și eu aprobare la partid, dar nu cer înainte de 6 decembrie, să nu mă trezesc cu un refuz. Fac acum propunerile pentru președintele comisii pentru etapa următoare. Voi face uz de
argumente ca să obțin această rotație, nu am glumit. Deci, pentru acest moment, la Comisia de Buget, cum sunt trecute aici, n-am apucat să vorbesc cu toată lumea, Mihalcea, Elisabeta, președinte, Enache, Nicolae, secretar. La Comisia pentru Investiții, Popescu, Alexandru, președinte, Ionescu, Cătălin, secretar. La Comisia de Mediu, Gavrilă, Dumitru, Corbea, Cătălin, Virgil, secretar. La Comisia pentru Sănătate, Deliu, Radu, Gica, Andrei, Ștefan, secretar. La Comisia pentru Educație, Meclea, Alina, președinte, Negoiță, Iulian, secretar. Și la Comisia Juridică, Anculescu, Silviu, președinte, Georgescu, Mihai, Cătălin, secretar. Cine este pentru, vă rog? Mulțumim. Împotrivă? Abținere? Mulțumim. Și acum rog președinții de comisie și secretarii, președinții și secretarii de comisie să rămână, pentru că trebuie să completați registrele cu alegerile astea. Da. Mulțumim mult.